Români și francezi din arondismentul 6 al Parisului au participat ieri în celebra biserică Saint-Sulpice, spațiu iconic pentru spiritualitatea franceză, care găzduiește și parohia românească Sfânta Parascheva și Sfânta Genoveva, la proiecția filmului Coroana României. Documentarul a mai fost prezentat și la Catedrala Sfinții Arhangheli, în cadrul evenimentelor dedicate hramului lăcașului de cult. Filmul Coroana România a fost realizat de jurnalistul George Grigoriu și prezentat într unul din cele mai reprezentative spații ale bisericii San Sulpice, cripta San Francis astăzi Biserica românească Sfânta Parascheva și Sfânta Genoveva. Producția aduce în lumină una dintre cele mai frumoase pagini de istoria românilor, în coronarea regilor Ferdinand și Maria la Alba Iulia în 1922. Filmul amintește și de contribuția unor personalități franceze, precum savantul Emmanuel de Marton, care a contribuit prin cercetările sale la stabilirea granițelor României mari la conferința de la Paris. E o legătură peste granițele geografice, este o legătură între oameni, între simțiri românești exprimate în locuri diferite și cred că filmul acesta are vocația pur și simplu să ne dea o radiografie, dacă vreți, a unei stări de fapt a cine suntem, a cine mai suntem și cine putem fi în continuare traversând istoria, pentru că de fapt acest film urmărește să ne aducă mai aproape conținutul nostru de români, pur și simplu să-l trăim în firesc cu vieții noastre, chiar dacă nu ne mai găsim cu toții în interiorul granițelor României, în acest moment. Este de neprețuit ceea ce ne-ați adus astăzi aici și consider că, atât în România, cât și peste hotare, pentru românii de pretutindeni, este nevoie să fie cunoscută această istoria noastră, mai puțin vizibilă, în special elevilor de liceu, adolescenților, generației de mâine care ne va duce țara mai departe prin cultură, credință și știință, îndrăznesc ca spune. Ca muzician, artist, pianist, acest film pot spune, îndrăznesc să spun că este ca o melodie a sufletului pentru fiecare dintre noi. Cristina Dima, lector în cadrul Facultății de Litere a Universității din București și Narcis Ion, directorul Castelului Peleș, au conferențiat despre rolul pe care îl are biserica în diaspora în păstrarea identității naționale. Așa cum vorbeam și cu oamenii de aici, în mod evident au perceput filmul ca pe un fel de gură de oxigen. Spuneau că ar vrea să aibă chiar mai multe astfel de filme. Este foarte important, în opinia mea, să spunem poveștile care ne formează identitatea și să le spunem așa cum s-a întâmplat în, în acest material, într-o formă atractivă, într-o formă frumoasă, cu mare impact din punct de vedere vizual. Am venit cu un film despre un simbol al istoriei noastre, tocmai pentru a prezenta această pagină de istorie, de istorie medievală, de istorie modernă, de istorie contemporană, de a o prezenta celor maturi, dar și celor mici. Sigur își vor aduce aminte în timp că în cripta acestei mărețe catedrale s-a văzut și coroana domnitorilor, a voievozilor și a regilor și reginelor României. Datorită sprijinului pe care l-am avut prin Departamentul Românilor de Pretutindeni, acest film a ajuns și la românii de aici și iată-ne împreună, făcând într-un fel o interesantă legătură cu mesajul filmului al României întregite. Practic, ajungând în această comunitate, nu facem altceva decât să recapitulăm fiecare colțișor al românilor aflați de pretutindeni. Prima proiecție a filmului documentar Coroana României a avut loc la Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael din Paris. Istoria lăcașului de cult care își sărbătorește mâine hramul este strâns legată de regele Carol I. La inițiativa acestuia, catedrala a fost cumpărată de românii ortodoxi de la Paris în anul 1882. De-a lungul secolelor ne-am dat seama că această coroană a fost purtată cu multă demnitate și jertfelnicie de toți voievozii și regii României, chiar până la cei de astăzi, până la familia regală pe care o onorăm o cinstim și astăzi. Suntem foarte bucuroși de a fi vizionat documentarul despre Coroana României în biserica regelui Carol I al României. Deja noi suntem la a 5 a 6 -a generație aici, în această biserică. Se poate ca mulți dintre descendenții celor care au format această comunitate să nu mai știe istoria României. Filmul ne ajută să ne înțelegem mai bine cine suntem, trecutul nostru și care este viitorul nostru aici. Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael din Paris se află în inima cartierului latin, nu departe de Notre-Dame. Este cea mai veche comunitate ortodoxă din Paris, datând din 1853 și una dintre cele mai frumoase biserici ortodoxe din capitala Franței.